În spitalele din județul Hunedoara este mare nevoie de sânge, iar acest lucru, din păcate, nu este o noutate. Picăturile de sânge pot salva o viață, iar existența acestora au evitat o tragedie. De curând, de la Spitalul Orășenesc din Hațeg a fost efectuată de urgență o intervenție chirurgicală complexă asupra unui tânăr rănit într-un accident rutier care necesita mult sânge. Din fericire, au fost disponibile la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva pungile necesare, dar acestea erau ultimele din stoc. Accidentele care nu ne ocolesc, mai ales că vine sezonul rece, sezonul de polei, sezonul de ceață, de sărbători în care lumea este mai grăbită sau călătorește mai mult, apar și accidentele de mașină, care ne solicită uneori cantități imense dintr-o anumită grupă sau într-o anumită RH. În urgență s-a operat o splenectomie la Hațeg, un oraș mic, dar nu m-am așteptat, pentru că era o cerere de urgență de foarte multe produse care așa le-am reușit să le luăm chiar din stocul de urgență ultimele produse. De obicei sunt accidente de mașină, cred că era vorba de un accident, pentru că s-a intervenit în urgență, bolnavul a fost transfuzat, am reușit să avem acele pungi salvatoare. În atare condiții, cei de la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva au lansat o campanie intitulată Donarea de sânge, o faptă bună în tolba lui Moș Crăciun. Tot cu această ocazie se face un apel către donatori să se prezinte la centrele fixe de recoltare din Deva, Hunedoara și Petroșani de luni până vineri între orele 8 și 12. Facem apel la donatori, la cei care sunt sănătoși, cu vârstele între 18 și 60 de ani. Sigur că după 55 de ani e bine să aibă un control cardiologic, care nu iau medicamente cronic, care nu suferă de o boală cronică sau dacă n-au avut intervenții chirurgicale complexe, să ne treacă pragul acum la sfârșit de an, ca să putem avea produsele necesare pentru transfuzii în această perioadă, care nu cred că va fi, ca în fiecare an, nu era o perioadă ușoară din punct de vedere al transfuziei de sânge și produse de sânge. Pentru că nu pleacă în concediu, nu pleacă de sărbători nici pacienții și nu ne ocolesc nici urgențele. De asemenea, în această perioadă, cei de la Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Hunedoara Deva vor organiza caravane mobile pentru donare de sânge, care se vor deplasa prin mai multe localități sau vor fi prezente în diferite instituții.